Sâmbătă 2 septembrie 2023 mă aflu în localitatea Ighiș din județul Sibiu, la sediul Colombodromului, unde particip la etapa derby finală de la Presov, 416 km. Suntem în așteptarea porumbeilor și până atunci am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre crescătorii cunoscuți ai țării, ai Ardealului și ai României. Este vorba despre domnul Claudiu Petrus, pe care îl salut. Bună ziua! Ce faci, Claudiu? Așteptăm. Aștept. Ai emoții ceva? Încep să crească, nu? Încet, încet se apropie de... Coboră sub 1200 și încep să crească emoțiile. Câți porumbei ai în final? 3 din 6. Bravo ție! Jumate, cum stai? Da. Bine? Cum s-au mișcat până acum aici? Mulțumim! Bine, etapa trecută locul 4 în semifinală, la Hospo 3 locul 1, locul 3, chiar foarte bine. Ca și origini ce au unii aici? Majoritatea sunt nepoți la musculiță cu porumbei achiziționați pe parte de mamă sau de tată. Unul e de-a mea, unul e achiziționat. Chiar roșu de vinte etapa trecută locul 4 e... M-am mai direct de la domnul Mândricel Adrian. Ai luat direct de acolo? Da, am luat 16 bucăți. Bravo. Și am împrecheat unul de-a lui cu unul de-a meu. Bravo ție, crescător deosebit. Da, pentru că o să cer Brahova. Să joc doar pe Colombodrome pe viitor și el chiar un jucător bun. Și pe Colombodrome și în campionat. Așa este. Prahova poate să spună toată chestia asta, să recunoască faptul că domnul Mândricel e un crescător bun. Ba, foarte în cea bun. Mai mare concurență a țării. E, într-adevăr. Raportată la... Așa e. Crescător și numeric de și numeric și tot, nume de crescător și investitor și tot ce vrei fenomenul tu. Fenomenul anului 2022 la urmă. Așa este. Record național, da. Record mondial cu 0,70 de puncte la fond. Cred că ai băgat serios un ambuzunar, Claudiu, pentru puieia pe care ai luat la el, nu? Nu neapărat. Nu? Am luat la pachet roșii și argintii. I-am văzut pe o filmare, i-am luat toți la pachet, au fost da, cu preț da. Modic. Da. Și 6 bucăți am luat de pe licitație. Am încercat să iau din... VIP-urile crescătorie, dar n-a reușit din Viking și Sena și am luat din ceilalți. Da, păi nu știu de unde sare. Da, deci nu au fost exagerat de scumpe. Are prețul chiar super ok raportate la calitatea și rezultatele dumnealui. Super. Am văzut pe net multe cazuri, multe zile te văd pe net. Promovezi inclusiv tineretul colombofil, inclusiv copiii. Te felicit sincer. Mulțumesc. La modul cât se poate de sincer pentru ceea ce faci, să știi. E mare lucru să-ți dea cineva încredere când ești puști. La 8, 9, 10, 15 ani acolo să vină cineva să-ți facă cadou niște porumbei de calitate și să te mai și învețe cum să începi în sportul ăsta, în viață, nu e mare lucru. Da, adică nu e ușor. Vin foarte puțin tineri din urmă și cei care vin nu-s promovați, nu-s susținuți, mulți s-au luat în... Tu încurajezi la modul cât se poate de... Eu chiar încerc să le inspir că ei sunt campioni, ei sunt viitorul, ei sunt... Chiar dacă de multe ori exagerez sau... Da. Bine, o să meargă colombofilia mai departe. Ai dreptate. Mare dreptate aici, să știi. Puțin crescători din România fac ceea ce faci tu. Faptul că te deschizi așa și le oferi totul aproape. Informații care sunt foarte importante. Hai că de porumbei mai pot avea norocul să mai găsească pe aici, pe acolo, mai prinde unul, mai nu știu cum, dar informațiile pe care sunt convins că tu le dai și cu care ai ajuns să pornească la drum sunt cel mai important lucru. Da. Deocamdată nu știu mici. Dacă tu ai avut ocazia asta sau norocul ăsta să beneficiezi de cineva în mare în tinerețe. Parte, da, pot să zic și poate de multe ori eu mă regăsesc în ei, pentru că eu am plecat foarte de tânăr de acasă și m-am sacrificat toată viața pentru porumbei și n-am avut de multe ori situația financiară sau condițiile și alea. Știu. Și ei, nu, vreau să plece cu dreptul, dar știu. În ziua de azi sunt foarte multe, cum să zic eu, mass media, Facebook, Instagram, toate. Și să nu meargă în extremea cealaltă. Și să încearce de la munca de jos, de la șpaclu, de la grijire și alea. Da. Știu că ai investit și foarte mulți bani în ultimii ani, este? Recunoști? Da, în special anul ăsta am investit foarte mult, că anul trecut mi-au ars crescătoria cu toți porumbeii și am băgat să o iau de la zero, am renunțat la toți porumbeii din trecut, în mare parte. Da. Ce am avut am dus, ce am avut împrumute am dat înapoi și alea o parte 250 ori ars. Am luat-o de la zero și mă orientez doar pe Colombodrome. Am auzit de la diversi prieteni colombofili, de ai noștri comuni, așa, dar mulți dintre ei te cunosc foarte bine și mi-au zis că ai investit sume deosebit de mari. Nu exagerat, raportat la cei în România sau cei în Occident, nu exagerat. Cei în Occident, dar nu am ne compară cu Occident. Ai luat. Da. Dar ești tu modest și nu vrei să spui. Nu pot să vă spun sume. Da, nu, cred știu. Că cel mai scump porumbel a fost 1000 de euro, atât. Rest, știi, de ordinul sutelor. Depinde cât ți-ai luat de ordinul sutelor. De sutelor am luat mulți, de ordinul 1001. Băi, de aia zic, de ordinul sutelor contează, știi? Da.
Oricum, te felicit, să mulțumesc. Știi. Pentru felul tău de a fi ca om, pentru deschiderea de care dai dovadă, pentru amabilitatea, seriozitatea și decența, așa că ai o decență ca om. Și singurul of ce am ca copii să meargă mai departe, să ducă mai departe și pentru să încerc să nu-i las să plece. Și eu am fost în acea situație acum 20-30 de ani. Da. Aveam două variante, să viață de noapte, viață de zi, să nu încerc să cad în extrema cealaltă. Eventual să mergi printre ele și alea. Și porumbei îi face mai responsabil și poate să stai acasă lângă. Știi, întotdeauna copilul știe unde îl găsești. Dacă are porumbei în spate, în coteț, nu-i nici la poker, nici la nici alte părți. Așa e, nu alte nevoie. Mă să se ocupe de școală și de alte activități. Îți mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Și baftă tuturor. Și baftă mult astăzi și în continuare, Claudiu. Mulțumesc. Cu stimă. O zi bună. Toate cele bune.